Bună dimineața, România! Canguri? Bună dimineața, București! Maniac! Ce te-ai pleznit, rod, mi-ești metin, ești bă ăsta! Bă, bă, așa! Bine! Bine, v-am regăt! Canguru, maniac! Capsu, maniac! Bă, exact, bă, să fiu al drag. Bun, deci... Se freacă de un copac! Deci, suntem la ferma de Blaze. Blaze! Așa? Și cred eu că avem în fața noastră undeva pe la 100 crede. De... 100 de bucăți. Hai să vedem cum funcționește. Funcționește. Blaze! Am auzit că la Bac s-au dat Eminescu, multe. Partide Eminescu. Așa. Câte 5 de lei implică? Deci nu avem niciun nivel, da? O zis Eminescu că odată în ei cam Veronica. Bă, dacă nu le-a citit strofele, bă. Mamă, v-aș bate. Ce-ai citit dintre Știi Ioan... Știi care e partea proastă? Dintre Ioan cu Barbu? Pe Veronica. Stai, cum era, bă? Ce-ai citit dintre Ion Barbu? A, cică, ne-am dat la bacalaureat, la subiectul ăla se schimbă poezii despre de... Da. Ion Barbu, Tudor Arghezi sau nu mai știu unul, încă unul, da. Știi? Și tu ce ai scris? Și ce ai scris? Nikita Stănescu. Gigel Petrescu, Sujo Ramona. Băi, stai, tu ai văzut vreodată dezozauri, bă? Ce să vă, sau... Corcordili? Corcordili? Dezozauri aia mari. Ah, nu. Oh, doamne. Hello. M-au rat transpirațiile. Bine, Rodby, joacă-te cu primești de-a mâncați așa. Păi ce, tu mai vorbi cum cam moldovan, mă, deci gata, Sky din Moldova. M-a aflat în editatea. Nu dă reburtă de la atâta râs. Mă dă râsă de atâta. Mă dă râsă de atâta burtă, prea multă. Vai. Bun, dragii mei, deci aici am mutat partea asta de jos cu... Stai și mă deranjează pe mine? Ah. Ai auzit că au băgat iepuri, bă. Dar un cangur n-au băgat și, mă, au băgat 5 iepuri, dar un cangur n-au băgat, mă, frate. Da, mă, ce tupeu pe ei, mă, nu știu cum de nu s-au gândit, mă. Să le-au dat și în brațe, bă. Să-l hrănesc cu fiecare zi. Hai să moară, săracul, de sunt de trice. Să-i dau portocale. Să-l scut afară, iartă. Să mă iau cu pulgări de... cu el, bă. O vizită de iubire, love story, bă. Better love story than Twilight. Da, bă. Tu ești ăla de strălucește, Rodby, da. Stai așa. Eu nu pot. Mă dentează prea mult. Pane, nu știu ce să fac. Pane, da. Mania. Aole. Da, deci... Iar începe, fii atent. Vine cu melodiile lui. Stai așa. Sky, crede-mă, n-am vrut. Aoleu, adică mi-e frică, Rodby, ai milă. Vă îmi pare rău, că ai dat trebuie. Ce faci, mă? Știu ce urmează. Nu știi, Adi. Cum să nu știu? Mi-e frică, bă, mi-e frică. Bă, să nu-mi iau copii, Rodby, că te mănânc în cați aș... Vă îmi pare rău. S-a rău și bine, m-am găsit la tajă, nu mă aci. Să știți că vreau să intru și eu în seria asta de mult timp. Am și eu aici 100 de abonați, 3 prieteni abonați și fapt câte 3 like-uri la fiecare videoclip. Bă, Rodby, credeam că bagi aia cu melodiile, știi, nu, cum bă, cânti că tu. Nu pot pe TeamSpeak, bă. Bă, dar și când erai pe TeamSpeak, mă, cum făceai atunci? Stai, bă, deci cum îl audiu mereu pe Sky? Salutare și bine v-am regăsit în București, băi. Ca de obicei, damn Skype, vă prezintă episodul. Normal că damn Skype, nu era damn Skype, cine mai era? Ăsta nu suna ca ăla, mă, de la televizor, cum îl cheamă? Radu Banci. Așa. Bineînțeles. Bine v-am găsit, mă, dragi prieteni. Bă, Sky, dacă mă doare, mă doare, mă doare, nu știu, nici toate mă doar. Te bag, bă, te prind pe stradă și scot dinții și îi fac cadou la canguri. Mă lăsați, mă, să-i stic și eu aici la lume, ce se întâmplă? Nu vreți, da, a? Să le spun că mutai cu una mai jos Ferăran la IB partea asta. Dar tu n-ai jucat în mărgelatul, mă.
Cum vrei, mă, să explici, mă? Mă, ciocoflendere. Exact. Au, au, Bun, dragii mei, deci este cât de cât funcțională toată șmecheria, se mai blocează pe acolo pe sus. Da, n-a fost ultima oară când ai pus niște glasuri. Glasuri? Ia, da, bă, la o casă. Bă, deja e veche, mă, Robi. Băi, e sigur că mai ai glasurile la casă? Nu de alta, dacă n-am intrat la tine în casă. Presim că vine o, o poantă pe care eu, de care eu nu o să mă prind. Ce, bă, cum să mă te prind? Bă, oricum. În fine, eu acum pur și simplu conduc să-mi duc niște farfurii la masă și după revin, ok? Ce face la masă cu farfurile? Mă duc să-mi duc farfurile. Ah. Rodby ăsta mă sper. Rodby ăsta mă sper. Este. E bun. Bă? Lasă-mi tu mai afară. De unde le scoate, mă, mâncăția sufletul? Ia, Rodby! Aoleu, mi-e frică! Bă, stai, bă, spune o glumă. Să spun o glumă. În Patrocle? Zipă o glumă. Bă, e creepy vocea asta să-mi trag palme. Zipă o glumă, stai. Fii atent ce tupeu pe ăștia mici. Bă, zi glumă, bă, că te bat. Bani zi o glumă, buf care bani. Wow. Deja e învechită, dar nu mai gata. E gata. E gata de tine, Robby. Bă, ce bun ești, bă, știi că aia putea, aia urmează pe seara. Asta n-a mai mers. Bă, dar să știi că nu te aud prea bine aici. Îmi pare rău să spun. Păsarea mea, bă, păsarea mea. Nu, era să pic în foc. Bă, mă duc până la magazin. Nici am dat mașină peste mie, dar nu-i probleme. O, fi bine mă încapul tău acolo. Bă, Rodby, bagă-mă pe aia când cânti tu, mă. Nu, nu pot, nu mai pe Skype. Dacă vreți, haideți pe Skype. Chiar așa, mă, mai bagi cuțitul în copilă. Bă, fac spectacol, bă. Spectacol, bă, zic. Mă, adevărul că... Da, adevărul e că Rodby e aici un talent, adică nu... Bă, ai fermă de vaci, bă? Dacă am, dacă am fermă de vaci? Da. Ai și una și cu vaci? Nu de alta, de o le aud. Păi tocmai de-aia se numește Titan Vaci, bă. Am văzut că ai numai vaci. Deci, intro-ul nostru ar trebui să fie salutare și bine v-am... Mă, dar sincronizată perfect, omul, știi? Bă, puteți dormiți? Nope. Bine, mă. Adi, hai că-ți intru și eu în casă ca un om normal. Bă, ce-ai spart, mă? Hai că m-am pus în pat. Casa, bă. Gata. Au, oh, doamne. Bă, zile, bă, la oameni, ce program folosești, mă, să scoți sunetele astea. Bă, când am văzut, că... adică am filmat două episoade într-o zi din Titan Watch. A. Asta a fost reacția lui Adi. Cam așa a fost. Vă zic eu. Adevăr grești. Bă, păcat, bă, că nu poți să cânti, mă, aici, mă. Ce vrea să facă Skype cu mine și nu poate. Mamă, cât de adevărat e, mă, Rodby, nu știu cum să spun, atât de lifelike. Cum să strici un videoclip cu Rodby? What was that? Bă, Rodby, păcat că nu suntem pe Skype, să dai tu recital. Bă, știi ce recital de Rodby ăsta, mă? Da, bă, dar nu pot aici, bă, stai că încerc. Încerc, dar nu cred că merge, stai să închid asta. Aude. Așa, am zis că am breaking 3, fortune 3, așa, aici. Repede, până nu mai se întoarce rând. Bă, nu stai. Cine începe spectacolul? Am atât de multe. Nu merge.
pe ură. Bucat, bă. Foarte. Aveai talent. Încă-mi pare rău, bă. Bârbă, dragii mei. Bun, dragii mei, în continuare cu nenea Rodby și cu nenea Pufzor aici de față. Ca să arăt că Sky e un mincinos, eu am plecat. Lasă-mă, maci, să nu. Bacă, bă, oameni, bă, vorbești pentru oameni, bă. Mă faci să mă simte bătrân. Ce vreau eu să facem astăzi, fraților? Vreau să începem un proiect imens. O să, cât un cangur de mare. O să dureze extrem de mult, vă avertizez de acum. 3 zile maxim. Extrem de mult, practic o să fie proiectul nostru pe această hartă de Titan Watch. Dacă mi-ai vedea acum reacția, da, da, da. Ceea ce înseamnă că nu o să lucrăm la el în continuu. O să mai lucrăm, o să mai lăsăm, o să mai facem și alte chestii, o să revenim. Dar vreau să-l încep. Aha, deci te abați de la proiect. Aha, bine, mm-hmm. De știut. Bine de știut. Nu poți să termin un lucru. E exact. Clar. Bă, apropo de neterminat un lucru, trebuie să vorbim un pic cu oameni buni de Microsoft Perfectul Simplu. Bă, dar chiar bă, și cum ai, eram mare fan, mare fan până nu ai mai postat acele clipuri. Adică să nu postezi un Minecraft Perfectul Simplu. N-am mai putut să mănânc două zile. N-am mai dormit. Da, e buba că e Minecraft modat. Asta e buba foarte tare și implică foarte multă atenție și foarte multă, nu știu cum să zic, dedicare. Și cred măcar pentru următoarele, cât vine, mai două săptămâni sau ceva genul ăsta, că o să plec și eu într-un mic concediu. Ia uzi, bă, Sky, bă. Are concediu. Deci dacă vreți să vedeți pe Sky, mergeți la mare. Deci Sky n-are vacanță, Sky are concediu. Aha, deci aflăm lucruri despre Sky. The dead is gol, bă. Oh, nu. Jesus. Vede că tu ai 17-18 ani, bă, Sky, bă. Da. Deci cât sunt și eu plecat în concediu, mai clar, Perfectul Simplu, să ieși și la mică pauză. Și după aia, când o să revină, am așa o vagă presimțire cum că o să revină într-un format mai restrâns, în ideea că nu o să mai fie 3 episoade pe săptămână. N-ai spus-o. Doar n-ai spus-o. Tu parcă plecai, Rodby. Bă, care în tot pune torțe, mă, pe chestia asta? Da. Vedeți, mă, cum e Sky ăsta, mă? Cum ți-e prieten, acum ți-e Sky? Într-un format mai restrâns, în ideea că o să filmez și eu, o să, de fapt, o să mă joc pe hartă în funcție de cum apuc și după aia o să filmez un mic update cu ceea ce am făcut și toate cele. Păi ți-am mai spus că mint frumos? Ce nu-i frumos? Mint frumos. Că mint frumos? Da. Nu mi-ai mai spus până acum. Ești băiat care știe moduri, știe toate și tu nu faci moduri, măi. Bă, cu timpul stau cam prost, din păcate, în ultima vreme, nu știu ce nasol, bă. Nu știu ce am și nu, n-am nici, nu știu, starea de spirit necesară să... Da, măi, unor mai nasol așa, mai încrămodat, adică parcă găsești mai mult de făcut în vanila decât în modded. Dar știi de ce, bă? Că nu mănânci sănătos, mă. Nu faci sport. Da, bă, nu mănânci de la cangur. Bă, nu știu dacă e neapărat că găsești mai multe de făcut, dar... Unorei poate sunt prea multe de făcut Minecraft mode, cine știe. Da, e nevoie de, cel puțin din punctul meu de vedere, mult mai mult timp investit în cercetare și testare și verificare și toate cele, știi? Ce să faci în episodul ăla, ce să găsești, ce item să mai faci, termină nu știu ce. Da, știu, mă, crezi că și eu mi-am pierdut inspirația și cheful într-un fel să mă apuc de proiecte mari și de chestii astea. Da, mă, parcă nu mai ai idei, știi? Mai frate, ca înainte, nu știu. Înainte, băgai un video cu dungi. Dar nu ai ceva să te motiveze, știi, gen, nu știu, faci, hai să zicem, în cazul meu, de exemplu, 20.000 de abonați și faci maxim 5.000 de vizualizări pe video și alea rar. Așa. Tip like-uri, alea câte 4-500, după aia motivație, mă.
Da, bă, acum te plângi doar, bă. Acum să mă stemn eu ce ziceam. Înainte, aruncai așa un videoclip dungi, cu băzăit. Îi zicea lumea, frate, ce tare ești. Acum, editezi, scoți videourile pe două canale, nu știu ce. 1080p. Ce zice Sky acolo, că eu nu înțeleg că, ce limbă vorbește. Ce? Bă, 1080p, puii mei. Continuă, continuă, te rog, îmi cer scuze că te-am întrebat. 1080, știu ce zici. Dar nu vorbești într-o limbă ascunsă. Și, bă, fel, nu știu, Sigla Sky, de exemplu, care depune o grană de muncă doar netinică, cât îi jurăm noi și trebuie să tai el pe acolo și... Nu, am renunțat la aia de mult. Am văzut că nu se merită. Acum, cât scrie el un mesaj acolo la început, că îi jurăm noi, cât mai se uită să mai taie din clip, nu știu ce. Dai seama, depui atâta muncă ca să vină unul să spună... Da, bă, și pe aia să zică, Sky, ești plictisitor. Ia, ești plictisitor. Super. Cine nu-i nasol? Vezi de cât acolo 1000 de like-uri pentru o grada de muncă. Dacă le-ai și bale. Se mai există 1000 de like-uri? Nu știam. Mai există așa ceva. Și alții, bă, din străinătate, pun și acolo 2-3 minute și 10.000 de like-uri, ce dracu. Bă, nu știu. Ideea este că, uite, de exemplu, apropo de că zici tu de străinătate. În străinătate nu este aceeași mentalitate pe care o avem, nu știu dacă pot să zic noi ca YouTuber români. Mai degrabă să zic YouTuberii români, mă refer în general. Cum vrei, în fine. Așa, deci noi avem ceva de genul, bă, nu prea știu, dar nu contează, dă-i, filmează, să vedem ce iese, știi? A, și rima, bravo, Sky. În străinătate nu există chestia asta. În străinătate se joacă oamenii, se documentează, așa, și după aia ei fac un videoclip de update, pur și simplu. Știi, adică nu, și eventual îți fac acolo pe loc de față cu tine, fac o mică chestie din tot proiectul ăla, știi? Vezi, tu stai, ăia îți explică și nu știu ce, dar uite-te, fă diferența între tine care face același lucru și unul din America sau din Suedia sau din Statele Unite ale Franței sau unde vrei tu. Da, hai să zic eu de ce așa. Acolo nu vin 200 de persoane în secțiunea de comentarii a videoclipului să spună, și nu la un videoclip, la toate videoclipurile, nu contează de ce pui, nu contează dacă pui Sujo Ramona sau Jocul Mileniului, deci nu contează ce pui acolo, toată lumea vine și spune 200 de persoane tot timpul, de ce nu pui Titan Mark, de ce nu pui Titan Mark, de ce nu pui Titan Mark, ar trebui să postez mai mult, e vară, ar trebui să pui mai mult Titan Mark acum. Păi, fratele meu, cum să stai să te documentezi, să faci un video la care să lucrezi două zile? Și, faza că faci tu pentru bani. Asta e cea mai tare. Sărac. Asta e cea mai tare. Mă, săracul puf zăracial, îl prinsărăm la colț cu cel ar de film. Nu, da, asta e chiar la fără, rămâne că faci tu pentru bani. Nu, mamă, nu merge. Deci, mă jur, aș face un fan meeting numai ca să fac un masacru, mă jur. Deci nu mă pentru asta să fac un fan meeting, mă jur. Oh, ce-a bubuit. Au, doare. Așa, nu, dar asta e chestia, că ăștia, unii aberează să faci YouTube pentru bani. În România nu poți, adică gândește la Germania sau USA cum au CPM-uri de 5 și noi nici măcar de 1 n-avem. Nici măcar. Nici măcar de 50. Nu-i mai luați pe oameni cu CPM, că lumea nu știe ce e la CPM. Bă, mulți știu, că de multe ori s-au povestit YouTuber despre asta și asta. Bine. Dar mulți nu înțeleg, frate, nu aș înțeleg. Aș vrea să zic ceva despre faza asta cu YouTube pentru banda mapții, încă după aia tot o să implementeze chestia asta. Tipul, mare chestie. Are legătură cu ad. Da. Taci. Uf, taci, cât e bine. Doamne, diluiește. Taci cât e cald. Neroși sunteți, mă, neroși, n-am văzut 2-3 filmele alea, știi, când o ia razna. Bă, bufii, mai vrei și pe aia 020? 002 002, așa. Atunci taci. Bun, dragii mei, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată pe săptămâna asta.
Au trecut deja 7 minute? Au trecut deja mai mult de 7 minute. Hai mă, că nu ne-a zis tot ofu. Da, stai așa. Da, mai, mai avem și alte episoade. Mai avem timp. Vrei să ne mai plângem. Da, ne mai plângem. Ce aș avea rugăminte la voi, uite în comentarii. Dacă aveți întrebări legate de chestia asta cu YouTube-ul, puteți să mi le spuneți, că sunt sigur că găsim aici momente să ne spunem ofu. Da, o să vă răspundem într-un mod foarte civilizat. YouTube! Cum acum puf știe. Cu masacru și cu toate alea. Da, exact. Masacru time. Bună seara București, bună seara România, pe data viitoare. Bă, dar ce e ăsta, bă, cu masacrul lui?